timpul să testez ce pot împotriva celui mai nenorocit de pe aici. E gerbilul meu, David Caruso. Și urmează să-l fac praf. Binarii! Nu, aici jos! Bună! Eu sunt Emma. Oh, păi sunt cam PewDiePie fără chestiile naziste. Nici pe el nu-l știi? Să cred. Când băiatul de aur e în flăcări, ia hainele. Nu e circumcis. Am impresia că e imposibil de circumcis. Mi-e așa de limba pentru asta. Adică o să-i frești sculac? Rahaturile astea alcătuiesc 90% din afierul. Marii, doar 5 copii pe an prind un contract cu orașul. Ceilalți cântăm și dansăm și vindem produse pentru vot. Plus că sper să fac sex între ei. E frumoasă? Oh, Doamne, o să faci sex între ei? Efectiv trăiești visul meu! Trebuie să te dai cu lubrifiant pe picioare ca să intri în ăștia. Da, frate, e cea mai mare sculă pe care am văzut-o. Doamne, a meritat! Și cum mirosea băiatul de aur? Da, dar i-a arătat penisul lui Minca Kelly și acum e în închisoare. Mamă, nu mă măsura! Du-te, dracului! N-o să vomit pe pantofii tăi. Cum, dracului? Ce, mama dracului? La naiba, cum dracu s-a întâmplat? Oh, rahat! Da, doar că sunt drogată. Ce să, pe bicicletă? Cine dracului știe? Păi, doar ești alb, deci... Nașul Războiul Stelelor, închisoarea îngerilor. Nu vă cred. Se întâmplă multe. Fă-mi o favoare și scoate-mă din nenorocirea asta. Un fund de bărbat e mai strâmb decât unul de femeie? Doamne, mama mi-a spus, nu te face mare, e ciudat și scârbos. Adică, mama n-are decât să sugă o traistă de scule. Ce dracului e asta? L-ai văzut pe băiatul ăsta? Deci, toate astea pentru că l-a ars cu laserul pe fanul lui Starlight? Nu, e o tâmpenie, nu vă supărați. Să ne omorâți pe toți, e o melodie. Ce, mama dracului? Nu. Situația sângerează pe covorul ăsta, nenoroc. Ce dracului?